31 ianuarie 2018. Înainte de a intra în ordinea de zi, vă rugăm să faceți propuneri pentru președintele de ședință. Avem o propunere, poftiți? Propun pe doamna consilier Pană Cecilia. Avem o propunere pentru doamna consilier Pană Cecilia. Mai sunt și alte propuneri? Nemai fiind alte propuneri. Eu am rugat, aș putea peste 3 luni pentru că sunt foarte prinsă la școală acum cu proiectul de încadrare și efectiv stau până să ne acord. Dacă se poate altcineva, peste 3 luni, cum are? Mai am o propunere. Da, spune. Facem propuneri. Că sunt cu proiectul de încadrare în care stau până noapte la școală. Refaceți propunerea? Pe domnul Ivan. Pe domnul Ivan. V-am zis doar că nu o refacem. Spuneți, domnul Ivan. Propunem pe domnul Bolbotină. Pe domnul Bolbotină. Mai sunt alte propuneri? Nemai fiind alte propuneri, să punem la vot. Cine este pentru domnul Bolbotină să fie președinte? Deci nu faceți propuneri și nu votați. Băi, de noaptea minții, mă, frate. E de la vorba de-a vostru, care a face? E de noaptea minții. Avem 5 voturi pentru. Împotrivă? Este cineva împotrivă? Se abține cineva? Avem 2, 4, 6, 8 voturi abține. Deci nu propune, dar nu votați. Vă rugăm să faceți alte propuneri. Pe domnul Belghiru Marcel. Pe domnul Belghiru. Mai avem alte propuneri? Nu mai avem. Pe domnul Haramagiu propune. Nu la Bășcărie. Pe domnul propune, pe domnul Bășcărie. Deci, domnul, păi da, dar ați interprins așa. Cum, dacă a venit acum? Avem doi candidati, domnul Belghiru și domnul Haramagiu. Primul, domnul Belghiru. Cine este pentru domnul Belghiru? 10 voturi pentru. Avem abțineri pentru domnul Belghiru. Abțineri pentru domnul Belghiru, împotrivă. Avem 2, 4, 5 voturi. Abțineri. În acest caz, domnul Belghiru va fi. Poftiți, domnul președinte. Pentru 3 ședințe voturi. Mulțumim. Bună ziua! Supun la vot procesul verbal de la ședința precedentă. Cine este pentru? Avem unanimitate, mulțumim. În continuare vă supun la vot ordinea de zi de la ședința de astăzi, 31 ianuarie. Cine este pentru? Unanimitate, mulțumim. Cum am trecut de primul proiect, trecem la al doilea proiect de pe ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind aprobarea planului de ocupare a funcțiilor publice din aparatul de specialitate al primarului municipiului Morin. Interpelări, discuții? Comisie. Avizul comisiilor. Comisie economică, aviz favorabil. Urbanism 3 la 1. Juridic favorabil. Cultură. Discuții. Să nu sifică altcineva? Încă o dată, domnul primar, despre ce este vorba. Vă rog, ceva? N-am înțeles întrebarea. Hai, spune-ți la dăzări ce e vorba. Să scrie un referat. Cu de specialitate. Să punem la vot. Cine este pentru? Punem la vot hotărârea în forma 12 voturi pentru. Proiectul numărul 3. Avem voturi împotrivă și abțineri. Cine e împotrivă? Abțineri? Cine este? 6 abțineri și împotrivă? Nu mai avem. Este corect. Proiectul a fost aprobat.
Proiectul numărul 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea acordului de principiu al Comisiei de Analiză și Soluționare a Cererilor privind îndeplinirea condițiilor de acordare a măsurilor de sprijin pentru investițiile realizate în parcul industrial pentru atestarea dreptului de principiu al întreprinderii solicitante SC Geomaprod Construct SRL de a beneficia de ajutor de minimis sub forma facilităților fiscale prevăzute la articolul 20 din legea numărul 186/2013, acordate de municipiul Mureni, județul Dâmbovița. Avizul comisiilor. Comisia economică aviz favorabil. Comisia juridică aviz favorabil. Banii favorabil. Discuții? Domnul Răbaie, domnul Sipică. Deci se pare că se pot face facilități fiscale. Un lucru bucurător. Domnul Sipică? Am avut trei întrebări și la ședința de comisii. Cine este patronul la firma respectivă? Ce prestează? Și câți angajați ai? Nu apare în raportul de specialitate. Mi se pare normal să știu cine despre ce este vorba. Avem această informație? Vreau să vin cu următorul răspuns. Am depus în proiectul de hotărâre toate documentele pe care mi-e solicită legislația în vederea aprobării înleznirii sau acordării acestei facilități. Vreau să subliniez și o să rog colegii din primărie ca anumite părți din discuțiile, din intervențiile mele să fie separate și transmise publicului din Moreni pentru a nu se crea confuzie. Deci facilitățile fiscale, domnule președinte, este o ședință de Consiliu, lucrurile nu sunt corect cum se întâmplă aici, vă rog să luați măsuri și să dați afară omul care nu respectă o ședință de Consiliu. Aici nu suntem în piață, nu este... Nu ne-au venit pregătiți. Sala de ședință, domnul primar. E ședință publică, te rog, secretar al municipiului Moreni. Domnul, te rog, a făcut aici, n-am făcut scandal, n-am deranjat. Trebuie acționat conform regulamentului. Este ședință publică, dar asta e ședință de Consiliu. Da, dar nu spuneți dumneavoastră este ședință de Consiliu, primar. Regulamentul spune. Și vorbește dumneavoastră. Dumneavoastră sunteți primari, el e președinte de ședință. Domnule președinte, vă rog să interveniți, să ia măsură să împiedice tulburarea ședinței de Consiliu. Nu s-a turburat nicio ședință de Consiliu, sunt cetățenii ai municipiului, nu a scos o vorbă. Nu mai lăsați să vorbească fără președinte. Spuneți. Uitați. Și ce s-a întâmplat nimic, domnul polițai? Deci, vă rog să le scoateți din ședință, nu le lasă să țină ședința. Aici nu este... Nu aveți voie că le convore cu la mesul nou. Domnule, sunt cetățenii ai municipiului. Cetățenii din Moreni n-au voie să intervină. Are voie să participe. Da? Conform statutului de funcționare a Consiliului Local, are voie să participe. N-a făcut nimic, a făcut faptul de pe o bancă asta. Deci, a făcut ceva. Într-o ședință de Consiliu, nu se face... Conform regulamentului vorbiți, ne registrăm. Conform regulamentului. Știți regulamentul? Nu știți. Să le spui, explice doamna din spate. Doamna, dacă domnul... Doamna secretară, vă rog să spuneți dumneavoastră. Regulamentul. Dumneavoastră ați acționat să dați apart, dar nu cunoaște regulamentul. Bravo, mă bucur pe totul dumneavoastră. Dacă ați urmărat ședința, nu mai lăsați să vorbească peste ei. Președintele ședință. Cedești prin tăcere. Așa ceva n-am văzut de pe... Vă rog frumos să spuneți prevederile regulamentului, ca să se cunoască. Dumneavoastră cunoașteți prevederile, domnule primar, ale regulamentului? Președinte, se vorbește fără a cere acordul președintelui. Păi dumneavoastră de ce vorbiți? Domnule președinte, vă rog frumos să nu mai vorbească nimeni fără să se înscrie la cuvânt. Consilierii pot lua cuvântul numai dacă le este acordat de către președinte. Cel mult de două ori la aceeași problemă. Este vorba de articolul 46 din regulamentul pe care noi l-am aprobat. Din hotărârea 112/2017. Bun. Bun. Și pentru protestul de mai devreme, ce prevede regulamentul? Ca să audă toată lumea. Nu există protest la ședința de Consiliu. Nu avem reglementări legale în civile la un. Și dacă nu avem... Dacă nu există reglementări și domnul primar nu cunoaște statutul, da? Și regulamentul, cum poate să facă o afirmație să vină poliția să scoată un cetățean care n-a scos o vorbă? Sunt filmată ședința. A scos o vorbă, domnule președinte, cetățeanul municipiului Moreni? Nu. Și atunci de ce a venit cu poliția să se afară?
Continuă ședința. Domnul consilier, nu m-am învățat, domnule, că este consilier, e președinte, el trebuie să conducă, nu m-am învățat, ce facem, învățăm acum? Păi suntem la grădiniță? Trebuia să-l pregătești dinainte, că vă că sunteți pregătiți cu poliția, cu jandarmi, mai trebuia gărzi de corp. Președintele ești ședință, haideți să lămurim. Haideți, doamna secretară, că nu e așa. Omul ăsta n-a zis nimica, da? A pus o pancardă, atâta. N-a scos un cuvânt, n-a jignit pe nimeni. Mai trebuia să știi că e rău aia cum mai pune pancardă, domnule. Nu ne zicem oameni serioși. Haideți, domnule, că mai pus o întrebare, da? Nu, păi nu mai știi că e rău aia. Cine ați răspundat întrebarea respectivă? Cu tot respectul față de dumneavoastră, da? Dar doi ani de zile suntem aici, n-am făcut nimic, omule, ne întreabă ce te-ai înmărit, ce faci în urmă, doi ani de zile? Păi, ce sunt următorul cu siguritate? De ce, sunt eu la putere? Păi, tu nu sunteți aici în urmă. Domnul Dinu, gata, vă rog frumos, gata. Haideți să revenim la ordinea de zi, că dacă stăm să ne certăm... Doamne, secretară, să clarifice lucrul ăla. Bun, doamnă secretară, vă rog frumos. Cu privire la invitați. Președintele de ședință oferă invitațiilor și persoanelor care participă din propria inițiativă posibilitatea de a se exprima cu privire la problemele aflate pe ordinea de zi. Punctele de vedere exprimate în cadrul ședințelor publice au valoare de recomandare. Articolul 53, norme de conduită. Este interzisă proferarea de insulte sau calomnii de către consilierii prezenți la ședință, precum și dialogul dintre vorbitori și alte persoane aflate în sală. În cazul în care desfășurarea ședinței este perturbată, președintele poate întrerupe dezbaterile luând măsurile prevăzute de lege pentru menținerea și restabilirea ordinii cu ajutorul polițiștilor locali, ceea ce s-a și întâmplat. El poate aplica sancțiuni sau poate propune Consiliului aplicarea de sancțiuni corespunzătoare. Președintele de ședință poate dispune cu ajutorul polițiștilor locali evacuarea din sală înainte sau în timpul ședinței de consiliu a persoanelor care pun în pericol buna desfășurare a ședințelor, precum și a celor care sunt cunoscute ca persoane care au un istoric privind tulburarea liniștii și ordinii publice pe timpul desfășurării ședințelor Consiliului Local al Municipiului Morei. Persoanele care asistă la ședințele publice, invitate sau din propria inițiativă, trebuie să respecte prezentul regulament de organizare și funcționare. Este vorba de articolul 53 din regulamentul aprobat de Consiliul Local 112 pe 2007. Da. Gata, nu? Bun, gata, trebuie să revenim. Păi stați un pic, nu, păi mă simt dator. A spus cumva primarul poate să facă lucrul ăsta sau președintele? Președintele? Pe președintele și de ce? De ce vorbește domnul primar? Având în vedere că președintele de ședință este la primul mandat, suntem datori să-l ajutăm atât eu în calitate de secretar, cât și domnul primar. Nu am știut regulamentul, doamne. Dacă știa regulamentul, trebuie să citească, să spună articolul ăsta pentru care l-a acuzat pe omul acela. Păi de ce? Pe mine m-ați ajutat cu tot la primul mandat sunt, când am fost președinte de consiliu. Pe fiecare consilier care a... Eu n-am auzit, din spate nu te-au auzit. Da. Interzice să mai se vorbească fără să-și cea încercă, că e să vorbești. Mulțumesc. Ce faceți acum, vorbiți? Uitați cum îl învață, domnule, ce să facă, dar să mă încălzi regulamentul și în cazul colegilor consilieri. Adică, cum faceți să părăși? Domnul Ivan, dumneavoastră ați vorbit, acum ați luat... Vă rog, 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 să aplice regulamentul, nu v-am dat afară. Vă rog, frumos. Am citit mai devreme, dacă intrăm în dialog, nu o să putem să ținem ședința. Pentru continuarea discuției pe acest subiect, vom discuta la diverse. Vă rog să vă notați ideile pe care le aveți pentru atunci. Trecem la punctul numărul 3. Proiectul numărul 3? A fost votat? Nu. Ok. Avizul comisiilor pentru discuții. Am întrebat dacă informația legată de cine este patron sau ce a întrebat domnul Sipică, o avem? Pentru că domnul Sipic a pus o întrebare mai devreme. Deci, nu, am avut trei întrebări. În primul rând, domnul primar a interpretat greșit. Eu sunt de acord cu orice firmă care vine și primește o căzălună. Da? Dar am întrebat-o bun simplu. Cine este patron? Ce prestează firma respectivă și câți angajați are? Că firma respectivă, am dat un exemplu și el, poate să facă bombe. Am înțeles. Dacă este permis de lege, poate să facă bombe, nu cât nu e problema asta. Executivul, avem această informație? Deci, eu o să intervin din nou pe acest punct. Deci, încă o dată vreau să fac precizarea că consiliile locale pot aproba înlezniri fiscale numai pentru societățile care activează în parcul industrial și numai atunci când ele fac investiții. Este lege specială dată, v-am citit-o ieri, lege specială care este dată numai pentru astfel de societăți,
Eu reamintesc și astăzi, este ordinul numărul 2984 din 24 septembrie 2013. Având în vedere prevederile acestui act normativ, am solicitat societății care dorea să obțină această înleznire datele care erau cerute în lege. În acest ordin nu se face referire la numărul de angajați, la obiectul de activitate și cine este conducătorul acestei societăți. Ca o paranteză, dacă am fi citit materialul care a fost înaintat către Consiliul Local, cererea este făcută de patronul societății. Scrie acolo cine este patronul. Domnul președinte, vă rog frumos să răspundem la întrebarea asta, da? În raportul de specialitate nu este trecut cine este patron, câți angajați are și ce prestează. Păi nu să ne ia domnul primar cu ocolite așa, cu legi, cu de-astea. E o întrebare simplă. Am zis că sunt de acord pentru orice reducere, dar mi se pare normal să știu cui îi va reducerea asta, da? Ok, domnul... Așa e corect. Am înțeles. Ideea este că dacă legea nu e obligă să cerem datele astea, nu văd de ce am cerut datele astea. Unu. Apoi doi. Bănuiesc că pe internet se poate căuta de oricare dintre noi pe Google, despre orice firmă, unde putem găsi și obiect de activitate, unde putem găsi și numele administratorilor și ai acționarilor și așa mai departe. Domnul președinte, ascultați, în momentul în care vii într-o ședință de Consiliu cu un proiect, cu o reducere fiscală, da? Bun. Trebuie să vii și cu obiectul domnului, tot ceea ce trebuie. Am înțeles, dar dacă legea nu te obligă să-i ceri acelei persoane... industrial, că se poate face așa, da? Vorbiți peste mine, haideți vă rog frumos să mă ascultați. Dacă legea nu te obligă să-i ceri acelei persoane aceste informații, ce rost are să-i deceri? Unde scrie legea, domnul Taubă? Păi, domnul primar asta a spus mai devreme, că spun, a făcut totul la lege. Să citim și noi legea, că n-am citit. Păi, asta nu e vina... Nici a mea, nici a dumneavoastră, nici a domnului primar, că noi nu citim legi. Ar trebui să le citim. Dar e o întrebare simplă, dar numele la patron, ce prestează, câți muncitori are? Și e vreo bombă cumva, întrebarea asta, sau ce vi se pare anormal așa? Ăsta este răspunsul care păi poate și alții întreprinzători din parcul industrial vrea să beneficieze de scăzământul respectiv. Să știți și, poate omul ăsta, patronul respectiv, are 100 de angajați. Mai sunt două firme cu 100 de angajați, să facă și ei. Sau să facem mai preferențial. Ok. Haideți să încheiem acest subiect. Domnul primar a spus că sunt doar pentru firmele care fac anumite investiții. Dacă ceilalți n-au făcut investiții, n-au cum să primească. Și trebuie să facă și o cerere în acest sens, cum a făcut această firmă. Bun. Supunem la vot proiectul. Cine este pentru? Unanimitate. Proiectul numărul 4. Proiect de hotărâre privind stabilirea indemnizației lunare brute pentru membrii Consiliului de Administrație din cadrul prestări servicii municipale Moreni SRL. Avizul comisiei. Comisia economică aviz favorabil. Comisia juridică aviz favorabil. Discuții. Supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Un vot împotrivă. Abțineri, nu mai este caz. Da. Proiectul numărul 6. Proiect de hotărâre privind stabilirea și actualizarea chiriei care se aplică... 5. Hai, tot pe stres. Da. Proiect de hotărâre privind stabilirea indemnizației lunare brute pentru funcția de director executiv din cadrul prestări servicii municipale Moreni SRL. Avizul comisiei. Comisia economică aviz favorabil. Comisia juridică aviz favorabil. Discuții. Supunem la vot. Cine este pentru? 17 voturi pentru. Împotrivă? Un vot împotrivă. Proiectul numărul 6. Proiect de hotărâre privind stabilirea și actualizarea chiriei care se aplică în perioada 1 ianuarie 2018-31 decembrie 2018 locuințelor pentru tineri destinate închirierii, construite prin ANL și situate în municipiul Moreni, strada Crângului numărul 6, bloca 1 A4.
Avizul comisiilor. Economică favorabil. Comisia juridică aviz favorabil. Urbanism favorabil. Structură favorabil. Discuții? Din partea executivului, dacă vreau. Doamnele, poate să ne spună și nouă. Bune. Eficient crește, scade. Detalii avem? Pot să dai o detalii dacă l-aș cu ceva. Pot să, întâmplător, eu mi-am scos cu tafos anul trecut, cât e anul ăsta. Da, spune domnul. Deci, în medie, luat în medie, garsoniera este mai ieftină cu 23%, 23,8% și apartamentul cu 34,4%. Ele reducerile sunt datorate următorilor factori. 1. Prețul de locuire, valoarea de locuire a terenului, care este o valoare care se publică în luna august pentru anul trecut și care se ia în calcul pentru anul viitor, a scăzut de la 170 la 100. De asemenea, s-au redus niște coeficienți. Coeficientul de rang al localității de la 0,9 la 0,8, coeficienții de reparație de la 1,11 la 0,8 și cam astea sunt. Deci, chiriile de acum, atât la cei care depășesc 35 de ani, cât și cei sub 35 de ani, s-au redus. Atâta pot să vă spun. Dacă nu mulțumește, a venit și poate să vă răspundă cine. Pe ceva de două? Cred că la 4, aliniatul 1, acolo unde scrie coeficientul 1, cred că trebuie să fie mai mare cu 100%. Acolo 4. Deci la coeficientul 0,8 este sub, egal cu salariul, 0,9 între salariul și două salarii și probabil că unul este peste două salarii. Da, alea sunt deduceri favorabile pentru mai cei care au venit. 100% e sut din salariu. Asta este formularea din lege. Formularea din lege. Nici mie mi-a plăcut cum sună. Exact, dar asta e formularea legală. Este copiat din lege. Păi mai mare decât 100% este 101% din salariu, adică e, se încadrează la punctul 2. Formularea e nefericită, dar asta este... Nu, e corectă, dar este bine. E vorba de un anume salariu la care se referă. Mai sunt interpelări? Așa a formulat o lege. Supunem la vot cine este pentru. Unanimitate. Proiectul numărul 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifului pe oră de manoperă pentru activitățile prestate de către Prestări Servicii Municipale Moreni SRL. Comisia economică aviz favorabil. Comisia economică aviz favorabil. Urbanism favorabil. Interpelări? E toată lumea că tariful crește datorită contribuțiilor de la trecute de la angajat. Ok. Alte interpelări? Supunem la vot. Cine este pentru? Unanimitate. Proiectul numărul 8. Proiect de hotărâre privind menținerea structurii rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de stat de pe raza municipiului Moreni pentru anul școlar 2018-2019. Avizul comisiilor. Economică favorabil. Comisia juridică aviz favorabil. Urbanism favorabil. Interpelări? Discuții? Domnul Harabagiu. Acum am precizat și la comisie. Rețeaua școlară pe care municipiul Moreno o are, trebuie respectată și să ne respecte și inspectoratul școlar. Am zis înainte că aici apare un liceu care nu mai există. Este colegiu, trebuie să facem modificarea asta. Liceul este de colegiu național. Și
Cred că este datoria Consiliului Local, adică a noastră, să facem în acea fel încât aceste grădinițe să poată funcționa. Să poată funcționa, să poată copiii care sunt în aceste cartiere să beneficieze de serviciul acestor grădinițe. Altcineva? Trebuie locuită, este structura, rețeaua veche. Este menținută rețeaua veche. Rețeaua veche de acum un an. Cel la fel. Grădința numărul 8 nu mai are personalitate juridică. Este structura acum la grădința numărul 4. Corect. Școala gimnazială numărul 3 are structura grădința numărul 1. A spus-o pe cea de anul trecut, nu pe cea de anul acesta. Nu de anul... De acum Haideți să spunem modificarea corectă la vot. Chiar? Anul acesta. Pentru că dacă anexa, anexa pe care noi am băgat-o în mapă este anexa veche. Veche. Mai veche cu un an. Nu este ultima anexă. Între timp au suferit modificări. Anumite grădinițe au fost arondate la școli generale. Modificarea anexei 1 prin grădinița cu program normal numărul 8 trebuie spusă la vot. Se subordonează la grădinița cu program prelungit numărul 4 infrastructura. Dar n-ai înțeles. Aceste lucruri sunt stabilite. Sunt stabilite, da. Și avem anexa este. Am venit cu o anexă greșită și atunci da, și atunci preluăm inițiativa doamnei consilieri. Pentru că asta este greșită, să punem anexa care o avem deja, nu modificăm în ședință, că noi o avem deja. E aprobat pentru la o ședință. În forma asta, pe asta trebuie să modificăm. Am intrat cu proiectul în forma asta, greșit. Trebuie să o modificăm în ședință, este corect. O modificăm la fel pe celălalt. Că este posibil să apară... Inclusiv modificarea pe care o susține domnul Caravagiu de modificarea... Nu, acolo e o scăpare. Acolo e o scăpare din material, este limpede. Deci vă rog să spuneți a fost modificat. Anexei 1. Propunerile celor doi, colegi. Propunerea bun. Domnului Harabagiu și propunerea doamnei Pană. Deci și propunerea doamnei Pană. Bun. Domnul Ișulescu? Nu, pe asta, am înțeles că trebuia să votăm asta. Ah, ok. Deci poate mai discutăm. Mai sunt discuții? Prima propunere. Permiteți să intervin eu. Prima propunere. Propunerea domnului consilier Harabagiu. Cine este de acord să modificăm nu liceul teoretic, ci colegiul național? Este schimbare de nume. Este schimbare de nume. Nu putem să o considerăm propunere. Nu este o propunere. Este o greșeală. Este o greșeală, da, exact. Deci să luăm act de faptul că în material a fost trecut eronat vechea denumire a liceului și să o actualizăm. Este cu tot o altă anexă. Același lucru este valabil și pentru anexă. Luăm act că este, nu este cea corectă, cea de anul care e în vigoare. Și să o aducem la zi. Asta e, nu aprobăm nimic. Supuneți la vot modificarea anexei 1. Supunem la vot modificarea anexei 1 conform propunerii doamnei Pană Cecilia. Cine este pentru? Unanimitate. Supunem la vot corectul cu conforma modificată. Cine este pentru? Unanimitate. Modificat. Proiectul numărul 9. Hotărâre privind aprobarea încheierii unui contract de asistență juridică în vederea acordării de asistență juridică și reprezentarea primăriei, Consiliului Local și a primarului municipiului Moreni în fața instanței de judecată. Avizul comisiei. Comisia economică, aviz favorabil. Comisia juridică, aviz favorabil. Urbanism favorabil. Cultură favorabil. Discuții? Nu, Pahon. Ca și la comisie vin cu aceeași propunere să... aprobăm ca acest contract de asistență juridică să fie încheiat pe dosar. Asta este prima propunere. A doua propunere este cea referitoare la contul onorarului. În raportul de specialitate avem un onorar de 2400 de lei pe lună cu TVA. Eu propun reducerea acestei la 1500 de lei pe lună cu TVA, pentru că mi se pare suma destul de mare față de volumul de activitate pe care îl prestează
societatea civilă respectivă. Mai mult de atât, dacă facem un calcul așa la un an de zile, sunt la 24.000 de lei, adică 240 de milioane, sumă foarte mare, în 4 ani de zile aproape un miliard, putem face foarte multe străduțe care arată în acest moment ca voi de capul lor. Eu consider că 1.500 de lei este suficient. Ce se spune? Mai departe. Altcineva? Avem două propuneri. Eu vreau să intervin. Okay. Având în vedere că această propunere am auzit-o și la ședința de comisie, eu am pregătit un material, am cerut compartimentului juridic să îmi întocmească acest material. Vreau să vă spun că în perioada ianuarie 2017, decembrie 2017 și ianuarie 2018, unitatea administrativ-teritorială a fost reprezentată de cabinetul de avocatură în 35 de litigii pe care le-am enumerat aici. Aceste litigii nu s-au terminat, sunt în continuare, se derulează în diferite faze. De asemenea, avem un număr de alte acțiuni juridice, până la numărul de 64, care au fost încheiate sau soluționate de, la cererea noastră de cabinetul de avocatură. Deci este o activitate foarte grea și foarte laborioasă. Vă dădeam exemplu ieri în ședința de comisii de conflictul care îl avem cu APIA, unde îi se imputa unității administrativ-teritoriale suma de 3.700 de lei. Și vă spuneam ieri că în mapa de corespondență a apărut hotărâre care nu este definitivă, poate fi atacată, în care unitatea administrativ-teritorială a câștigat acest proces. Având în vedere complexitatea litigiilor pe care le are o unitate administrativ-teritorială, având în vedere volumul foarte mare de lucrări pe care îl are primăria municipiului Mureni, și nu în ultimul rând că în compartimentul juridic, astăzi, în afară de colega noastră care este în relație directă cu Consiliul Local, nu mai avem niciun alt jurist angajat, consider că este foarte util să avem un cabinet de avocatură. De asemenea, suma pe care eu am propus-o în proiectul de hotărâre... Valoarea este de 2.400. Este în raportul de specialitate. Este de raportul de specialitate valoarea cu care s-a încheiat contractul pe anul 2017. Și o păstrăm. Sau nu? Tocmai asta poate să fie mai mică, adică nu este. Eu tocmai asta susțin. Da. Eu susțin că suma pe care eu am propus-o în... Colega a intervenit, datorită faptului că acolo ne-am lăsat loc. N-am trecut nici mai mult, nici mai puțin, nici 2.400 ca anul trecut. Dar eu consider că suma pe care noi am acordat-o anul trecut și pe care o propun, că asta era în intervenția mea, să propun aceea sumă, este o sumă nici mare, nici mică, este o sumă cu care să plătim o muncă foarte laborioasă, care se întinde pe întreg anul și care presupune foarte, foarte multe activități, foarte multe termene, foarte multe deplasări. Instanțele pot fi în Târgoviște, în Ploiești, în București, deci cheltuieli foarte mari. Și ca atare rog consilierii să păstreze acest contract de consultanță juridică și la valoarea de 2.400 de lei, pentru că este foarte necesar pentru unitatea administrativ-teritorială și vin și reamintesc intervenția mea din anul trecut, mi-o amintesc și pe asta, în sensul că pot apărea litigii între Consiliul Local și unitatea administrativ-teritorială, pot apărea litigii între
funcționarii publici organizați în sindicat și conducerea primăriei și atunci nu pot fi reprezentanți de un angajat, de un funcționar, de un coleg care face parte din structura de sindicat. Astea sunt niște argumente care ne demonstrează că trebuie să avem un cabinet de avocatură pentru a ne reprezenta. Am colaborat foarte bine cu acest cabinet, avem multe procese pe care le câștigăm și în încheiere vreau să rog consilierii să voteze această propunere la valoarea pe care eu am propus-o acum, nu cea care, pentru că în proiectul de hotărâre pur și simplu n-am trecut suma. Este lăsată valoarea să o completăm aici. Deci să o rețineți ca și propunere, dacă l-ați reținut propunerea domnului consilier de 15.500 și propunerea de 2.400, adică aceeași valoare ca anul trecut. Da, observ din argumentele domnului primar că cred că și-a deschis casa de avocatură, nu cred că mai e primar municipiului Moreni. A venit cu oferta de 2.400, când oferta trebuia să vină din partea casei de avocatură, nu din partea domnului primar. Nu înțeleg de ce pune accentul pe 2.400. Fiind primarul municipiului Moreni, trebuia să găsească, întotdeauna trebuie să găsească alternative și trebuie să găsească prețurile cele mai mici. Pentru că el trebuie să lucreze în detrimentul cetățeanului municipiului Moreni, nu în detrimentul casei de avocatură. Nu înțeleg de ce a ținut această predică. Uitați-vă că vorbește peste mine, domnul președinte. E corect? Păi, ce facem? Dați-l afară! Mulțumesc afară, dați-l afară! Domnul președinte, dați-mi voie să clarific, pentru că am senzația că se dorește să strice. Dar n-am terminat, domnul primar, nu am terminat. Am fost rugat să văd de unde vine mirosul de ars, pentru că în partea asta miroase a hârtie arsă și îi explicam domnului consilier că am rugat femeia de serviciu să ardă niște documente în curte. Despre asta vorbeam, nu avea nicio treabă cu... Dar spune domnule Baie, și... Politicos era să nu interveniți peste mine, că nici nu am intervenit peste dumneavoastră. Vă mulțumesc. Încă o dată, predica dumneavoastră a fost pro-casa de avocatură, nu pro-primăria municipiului Moreni. Dumneavoastră nu țineți cu primăria municipiului Moreni, nu trebuie să aduceți întotdeauna cât mai multe firme pentru a exista o concurență, pentru a pune mai multe oferte. Și dumneavoastră să găsiți oferta cea mai bună și cea mai mică. Da? Nu trebuie să veniți dumneavoastră în fața noastră să ne rugați frumos să votăm suma de 2.400. De ce să nu votăm suma propusă de colegul nostru care este și avocat, ca să știe toată lumea că este avocat și ne-a spus că onorariul este prea mare. Dumneavoastră nu sunteți avocat ca să ne spuneți cum sunt onorariile. Cred că nu ați avut dumneavoastră, facultatea de drept ca să știți cum sunt onorariile în avocatură. Vă rog frumos, eu mențin propunerea colegului meu de 1.500 de lei. Pentru că țin cu morenarii și țin cu banilor, nu i-am tot perea asta. Domnul Ivan? Deci ca să completez în seria propunerilor, având în vedere că între timp moneda națională s-a mai devalorizat și cheltuielile au crescut, propun suma, s-a propun suma de 2.500 de lei pentru acest contract de la Sfântul Domnul Pahor, vă mențineți în continuare ambele propuneri? Da, bineînțeles. Mă refer la mai ales la prima legată de plata per dosar, având în vedere că domnul primar a spus mai devreme. Când avem un litigiu, nu pe lună, și a doua propunere, cea cu 1.500 de lei. Domnul Farmariu? Da, eu sunt de acord cu propunerea de a micșora baremul, onorarul casei de avocatură, dar nu sunt de acord cu propunerea colegului meu care zice să fie plătit, să fie casa de avocatură plătită pe dosar. Dacă avem 35-40 de dosare într-un an, suma se triplează, nu se dublează. De asta l-am întrebat de deci, eu sunt de acord să micșoreze suma, dar să rămână ca plata să fie pe lună. Nu pe dosar. Doar o întrebare. Este aceeași firmă de avocatură care an de an lucrăm cu noi. Domnul, vreau să spun cum văd eu problema, un consilier și distântul domnul. Firma de avocatură este aleasă. A fost odată aleasă printr-o selecție de oferte. El are un contract cu o primărie. În contract sunt stabilit niște clauze. În momentul în care nu ne mai convine
și nu vrem să mai prelungim, atunci se reziliază contractul. Reziliază un contract cu niște, când este în plin proces. Ăla va trebui să-și ducă la capăt procesele lui la prețul care îl are în contract, să iei un altă licitație, să faci un alt contract. Practic, această propunere de hotărâre, așa cum eu o văd, este de fapt o prelungire a contractului de asistență tehnică care este dat. De ce am mers pe an de an? Întâmplător sunt și eu deodată cu dumneavoastră și am văzut. Pentru că în cazul în care ajunge la un moment în care firma de avocatură nu ne mulțumește, ne dă dreptul la sfârșitul anului să reziliem contractul, la sfârșitul anului contractual. Deci el este o reînnoire. Nu este, nu e normal nici mai puțin, dar nici mai mult. Pentru că el există ca un contract încheiat între două părți. Atât am vrut să spun. O secundă. Dar s-a vorbit odată. Domnul Ioniță, apoi domnul președinte, dați-mi voie să aduc în discuție aprobarea ordinei de zi. La punctul 9 scrie foarte clar. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui contract de asistență juridică în vederea acordării de asistență juridică și reprezentarea primăriei, consiliul local și primarului municipiului Moret. Prin modul în care dumneavoastră veți pune la vot, avem hotărârea cu cele trei articole, 1, 2 și 3. N-are nicio legătură cu a stabili un preț pe care domnul primar am văzut ca și avansat să fie la nivelul anului trecut, e un lucru îmbucurător, dar în rest nu aprobăm decât proiectul de hotărâre în forma inițială prezentată de executiv și aprobată de noi la începutul ședinței. Ca atare, vă rog să aprobați proiectul de hotărâre în forma prezentată, restul competențelor articolul 2 este sună clar din proiectul de hotărâre. Este o chestie corectă, juridică, facem obiectul unui vot la proiectul prezentat de executiv. Mulțumesc. Domnul Sipica. Deci, o să intru un pic în subiectul domnului consilier pentru certificatul bilingual de la Sibiu, cum a spus domnului. Întreb și eu, dacă facem un an de an cu aceeași firmă de avocatură, contractul respectiv, cineva a ținut o evidență, câte procese a câștigat, câte a pierdut, dacă se merită în continuare să facem cu firma respectivă, dacă nu se merită să facem cu firma respectivă, și trebuie să mai spunem că firma respectivă este a domnului primar al municipiului Târgoviște. Da? Ca să știe și Morenar. Da? A soției, de fapt. Atât am văzut. Domnul Romaie. Dacă n-ar mai exista legea concurenței, trebuie să lăsăm pe toată lumea. Eu știu că trebuie să există o continuitate. Bun. Nu mi-ați adus argumente pentru continuitatea asta. Dar trebuie să existe legea concurenței. Cere și ofertă, domnule. Dacă vine cineva cu un preț mai mic, cu o casă de avocatură, da? Că sunt atâtea de mulți ani. Dăm către altă casă, dacă ne scade prețul. De, nu, eu nu înțeleg. Aveți cumva un raport de specialitate cu oferta casei de avocatură prin care... Domnul președinte. Păi dacă vorbim toți, nu se înțelege nimic. Am încercat un moment dat să vedem niște de la Măriș și... Termin ideea și imediat. Vă ascult. Eu n-am găsit în raport de specialitate o ofertă a casei de avocaturi când trimesă către dumneavoastră cu suma de 2400. Cum ați ajuns dumneavoastră la suma aceasta? Ați venit cu ea de anul trecut, că s-a plătit anul trecut. Bun, nu este de competența dumneavoastră să veniți cu această sumă. Este de competența lor ca să vă trimită dumneavoastră o ofertă, exact cum a spus și colegul nostru, domnul Ivan. Poate, datorită inflației, a mai crescut sau a mai scăzut. Nu putem să mergem pe aceeași ofertă. Păi ce facem? Unde mai... Dacă nu există concurență, atunci nu vor scădea prețurile. Eu așa cred și așa consider. Dacă este bine. Pentru lămurie. Această hotărâre este necesară, deoarece Consiliul Local nu poate fi reprezentat în instanțele de judecată decât printr-un mandat. Respectiv acest proiect de hotărâre prin care dumneavoastră ne dați acordul să încheiem un contract de asistență juridică în vederea acordării de asistență juridică pentru primărie, Consiliul Local, primar și municipiul Moreni în fața instanțelor de judecată. Colega mea, când a întocmit raportul de specialitate, a încercat, pentru mai multă transparență și pentru a nu... a explicat absolut tot ce s-a întâmplat anul trecut cu contractul pe care noi l-am încheiat. Anul trecut au fost 62 de dosare pe rolul instanțelor de judecată. Reprezentarea a fost într-adevăr făcută de firma despre care a făcut vorbire colega mea în raportul de specialitate. În prezent avem 31 de dosare
care au termene de judecată ianuarie, martie și alte luni, am toate documentele, ce se întâmplă? Se dorește o continuitate, dar asta nu înseamnă că se va menține această firmă. În momentul în care avem cele trei oferte minime, dacă sunt și alte oferte, automat se va încheia contractul cu oferta cea mai bună din punct de vedere financiar. Noi nu facem decât să aprobăm încheierea unui contract juridic, să ne dați acordul să putem încheia un contract. Așa este încheiat și proiectul de hotărâre. Nu aprobăm sume. Domnul, pentru că noi nu putem să punem o linie. Nu vă bani nimeni că... Acum e clar. Nu cereți continuare. Interpelări? Două. Nu contează, nu scrie din regulament că am dreptul la una sau cinci. Ba, mai devreme, da? Mai devreme când ai citit doamna din regulament, era fix două interpelări. Dacă dumneavoastră nu-mi dați voi la replică, aici a fost o replică. Puteți să vă rotați pentru diverse și da? Discutăm acolo. Să punem la vot proiectul. Am mai ridicat mâna, vreau să mai intervin. Domnul Papa. Da. Păi propunerile n-are cum. Având în vedere forma proiectului, propunerile dânsului nu știu dacă mai pot fi supuse la vot. Da, pe tocmai de aceea vreau să intervin. Deci eu consider că acest proiect de hotărâre trebuie să cuprindă și o sumă. Adică noi, Consiliul Local, putem... O limită. Deci noi Consiliul Local, putem... fi de acord cu o anumită sumă. Care dintre societățile sau casele de avocatură vor să accepte acea sumă, încheie contractul. O societate poate să vină cu maxim 1500, alta poate să vină cu 1000 și alta, sau 750 de lei. Nu? Nu neapărat trebuie să mergem pe suma cea mai mare. Referitor la contractele, la dosarele aflate în derulare. Odată ce s-a încheiat un contract cu societatea respectivă și dosarul poate să dureze până în anul 2025, trebuie să ducă la capăt. Asta nu ne ține ca în anul următor să încheiem același contract cu aceeași societate de avocatură, societate civilă. Nu, putem încheia cu oricine. Consiliul Local, putem, da, atât putem spune. Asta putem spune. Avem la dispoziție 1500 de lei pe lună. Care dintre societățile de avocatură acceptă treaba asta? Bine, care nu... Bineînțeles, că se vor găsi destule. Și la 1500 de lei. Doamne Papun, atunci spuneți, vă rog, exact cum doriți să reformulăm da. Proiectul de hotărâre. Atunci, la articolul 1, se aprobă încheierea unui contract de asistență juridică în vederea acordării de asistență juridică și reprezentarea primăriei municipiului Mureș și așa mai departe, în fața instanțelor de judecată, în cuantum de 1500 de lei. Este propunerea mea. Ca să... Pe lună. Nu pe dosar. Pe lună. Și atunci am fixat și prețul. Păi nu, că așa cum este fixat și în raportul de expertiză. Da. Să punem la vot propunerea de modificare a domnului Papa. Cine este pentru? Propunerea domnului Papa. Am fost și domnul. Noi suntem 7 voturi pentru. Promore. Împotrivă. Împotrivă? Da. Împotrivă. Este cheltuit valoarea. 6-7 voturi împotrivă. Abțineri? Și 3 abțineri. 4 abțineri. 4 cu 7, 11 și cu... Este bine. Este corect. Pune proiectul așa. Da. Supunem la vot proiectul în forma inițială. Cine este pentru? Deci 11 voturi pentru. Deci la pentru încheierea contractului. Da, la pentru încheierea contractului, fără sub. 11 voturi. Bun. Împotrivă. Cine este împotrivă? 6 voturi împotrivă. Mai e cazul că sunt 12, nu? A fost pentru domnul. Punctul diverse. Pe listă, cine s-a înscris și numele să se vorbească pe listă. Domnul Robaie, la diverse, se mai scrie cineva? Doamna Rusu? Pe listă. Și domnul Vorbotin? Domnul Sitică? Eu sunt pe listă, să vă zice să mă retrag, dar nu știu cum personală și să ajung în bucă. Mergeți. Mulțumesc. Și domnul Roșu, ca invitat. Și
domnul Robaie. Bun. Mulțumesc, domnul președinte. Să începem cu începutul. Mi s-a dat la cunoștință un lucru foarte bun de către mulți murenari, faptul că suntem în 2018 și nu avem un sistem online pentru a vedea fiecare cetățean taxele și impozitele, da, care le-au de plată. Unul dintre cetățeni mi-a adresat o întrebare și mi-a spus așa: domnule consilier, de ce trebuie să-mi iau o zi din concediul meu de odihnă și să vin la primărie și să îmi plătesc taxele și impozitele către primărie? Corect. Mi-a pus o întrebare simplă, de bun simț. De ce trebuie să-și iau o zi? Omul lucrează. Știți foarte bine că taxele și impozitele se plătesc de la 8 dimineața până la 4 după amiază. Rămânem la online. Foarte mulți bani cheltuiți în 2017 la cultură. Nu am nimic. Mențin cultura. Și o încurajez. Dar nu avem o sală de cultură. Toate evenimentele noastre, aproximativ toate, se desfășoară în biblioteca municipală. Este bibliotecă municipală sau sală de cultură? Nu înțeleg. Suntem municipiu totuși. S-au cheltuit foarte mulți bani pe aranjamente florale, sonorizare și promovare în presă. Foarte mulți bani. Bugetul. Luna viitoare știu că va intra bugetul pe ordinea de zi. Vreau să țineți cont că avem nevoie și necesită acest municipiu investiții și dezvoltare. Să ținem cont de aceste lucruri. Monitorizarea instituției. Să găsim o soluție și să montăm camere într-o instituție, da? Un hol afară, să fie monitorizat. Mi se pare corect că suntem în 2018 și cred că este necesar. Am adus la cunoștință și în ședința trecută, aș vrea să lunar, să avem și noi un program de activitate și al Consiliului Local și a primăriei și să facem un ziar, nu știu, al nostru, al primăriei, să găsim o soluție. Să putem să informăm cetățenii ce activitate avem noi în fiecare lună în primărie, atât primăria cât și Consiliul Local. Nu am văzut niciun anunț din partea executivului. Am văzut pe pagina Facebook și pe pagina primăriei, numai pe evenimente culturale, n-am văzut investiții, dezvoltare, proiecte. Nu am văzut niciun anunț legat de 22 decembrie. Strada 22 decembrie. Ce s-a întâmplat cu proiectul? Și eu știu foarte bine că s-a primit o săptămână înainte de Crăciun, că s-a trimis și către primăria municipiului Mureni un document oficial prin care anunța primăria, nu numai a noastră, toate primăriile care nu au semnat contracte de finanțare cu Ministerul Dezvoltării, că s-a suspendat pe o perioadă nemenționată. PNDL-ul. Este anunțul Ministerului Dezvoltării. Da? Nu al meu. Am înțeles că avem o șosea suspendată pe 22 decembrie, strategia de dezvoltare. Mi s-a dat la cunoștință că avem o strategie de dezvoltare, o șosea suspendată. E de noaptea minții. Mi s-a adus la cunoștință tot de către morenari că au copii diverse boli, nu pot să le enumăr eu, să le spun, care nu beneficiază de un salariu în vederea îngrijirii copiilor. Pentru că odată ce ai un copil, trebuie să spun că nu pot să menajez lucrul ăsta, copil cu autism. Nu ai cum să lucrezi, nu poți să-ți câștigi existența. Noi, primăria, ar trebui să-i ajutăm pe oamenii care sunt în situațiile acestea grele. Clubul Flacăra. Clubul Flacăra, din câte știu eu, nu are aviz ISU. De ce funcționează? De ce avem angajați? Dacă nu are aviz ISU, nu poate funcționa. Și atunci, de ce avem angajați? O întrebare simplă. Municipiu fără autogară. Vreau să știu și eu dacă există o hotărâre de Consiliu Local prin care parcarea din spatele liceului numărul Colegiul Național Ile Caragiale este destinată, are destinație ca și autogară. Vreau să știu dacă este o hotărâre de Consiliu Local în această privință. Firma care a concesionat terenul din jurul postului PECO de la Odu, de la Gribdoveni, nu mișcă nimic. I-am dat terenul de aproape un an. Și acolo este o zonă, nu știu cum nici cum să o numesc. Ghetou e un cuvânt frumos pentru această zonă. Anul acesta vreau să ținem cont de acum. Știu că este prematur, dar
vreau să ținem cont în timp. Vă sugerez să calculați de 10 ori amplasarea ghirlandelor și ale instalațiilor care le puneți pe stâlpii din municipiul nostru, ca să se bucure toți morenarii, toți copiii din Moren. Eu zic că e de bun simț și le calculăm. M-am uitat pe, fac o scurtă paranteză, pe Bulevardul Republicii. Era de stâlp în stâlp. Dacă puneam un stâlp, da, unul, nu, unul, da, unul, nu, eu cred că puteam să mai ducem și prin, nu neapărat pe alte cartiere. Haideți să nu mai, domnul primar m-a certat între ghilimele data trecută și mi-a spus să nu mai punem moreniu așa pe cartiere. Nu, ca să beneficieze toți morenarii și toți copiii din Moren. Strada Strandului și strada din cartierul Țuicani sunt distruse de mașinile grele ale OMV-ului. Mașini de 40 de tone. Strandului din Țuicani? Nu, strada Strandului, am spus, și strada din Țuicani. Și străzile din Țuicani. Strada Strandului nu e în Țuicani. Este în Schela Mare, am și spus, strada Strandului și străzile din Țuicani. Sunt distruse de mașinile grele ale OMV-ului. Eu am fost și am văzut macarat de 40 de tone pe acele drumuri. Se mișca masa în casa omului. Deci nu cred că e corect. Noi trebuie să ținem cu cetățenii noștri. S-a chestionat un sistem de sonorizare, pentru că am văzut că la fiecare eveniment cultural 500 de lei, 1000 de lei se cheltuie. 500, 1000. Dacă achiziționăm, nu știu, am văzut și cu 8000 de lei și cu 7000 de lei, dacă achiziționăm de 3, 4, 5 ani de cât cheltuim miliarde la cultură, cred că era mai benefic pentru noi. Clădirile dezafectate, focare de infecții, câinii se adăpostesc în ele și oamenii străzii. Ce facem cu Muzeul Petrolului? Știu că este privat, da? Dar riscă să cadă pe casa, pe casele oamenilor din prejurii. O problemă gravă. Este un real politică pentru locuitori din zonă. Ar trebui să fie un simbol al nostru ca și oraș petrolier. Istoria noastră spune că suntem al treilea loc după planetă, da? De unde s-a extras petrol. Deci ar trebui să fim mândri de lucrul ăsta, da? Cum arată Moreniu? Lasă de dorit. Conform noului cod fiscal, putem să creștem impozitul acelor proprietari, ceea ce fac o scurtă paranteză, municipiul, reședința noastră de județ, Târgoviște, deja a pus în aplicare în ședința de luna asta. Să creștem proprietarilor cu 500% impozitul. Cred că este cu nou cod fiscal dat de guvernul PSD-ALDE, eu cred că e o măsură bună. Oamenii să nu mai lase clădirile dezafectate, terenurile, zici că sunt ghetouri. Trebuie să țină cont că trăiesc oameni și nu trebuie lăsate în stilul ăsta. Un cetățean mi-a dat la cunoștință că doamna de la taxe și impozite, în fiecare zi, la ora 1, pleacă din sediu taxe și impozite către trezorerie cu plasa de bani în mână, nesoțită, fără transport. Este în penie, din punctul meu de vedere. Așteaptă cineva la, nu știu, la poarta schiere, dau un exemplu. Ia plasa de mână și fuge cu încasările morenarilor. S-a întâmplat că infracționalitatea, dacă nu v-ați uitat pe site-ul Inspectoratului de Poliție Județean, infracționalitatea morenii a crescut la 853%. Și vă rog frumos să vă uitați, că îmi asum ceea ce spun. Aș vrea ca în fiecare zi ca mașinile primăriei, că sunt mașini instituției, să le folosim în folosul instituției, nu în folosul personal. Să mergem cu mașina însoțită, doamna transportă banii morenarilor și trebuie să fie în regulă. Nu să meargă pe jos. Suntem în municipiu, nu? Pistele destinate persoanelor cu handicap, făcute noi nouțe din primăria municipiului Moreni. De ce au fost impracticabile? Când a înghețat, a spus două cordoane de semnalizare pentru a nu merge pe ele. De ce? Vă referiți la rampe? Rampele, da. Rampiste. Rampe, ok, o scăpare. Mai greșește unul. Da? De ce sunt impracticabile? Sunt făcute noi. De ce nu s-a comandat, mai ales că sunt pentru persoane cu handicap, gresie, antiderapantă? Aceste piste... piste, rampe, sunt patinoare. Când a înghețat, a plouat și a înghețat, deja s-a transformat în patinoare. Protocol între primărie și ANAF. Vă rog frumos să anunțați public pe site-ul primăriei și pe Facebook
că avem un protocol între primărie și ANAF. Când cetățenii vin și li se cere de la primărie o adeverință pentru a demonstra situația fiscală din anul respectiv, mi s-a dat la cunoștință de către directorul ANAF-ului că există un protocol între dumneavoastră și ANAF-ul. Ei trebuie să cetățeanului s-a solicitat această adeverință. Șeful de la asociația, cum spune, administrația publică, trebuie să-i aducă la cunoștință cetățeanului să nu mai meargă la ANAF, să ridice această chitanță sau să facă dovada hârtiei respective, pentru că există un sistem online de comunicare între primărie și ANAF. Directorul fiscului ne-a spus aceste lucruri săptămâna trecută. Piața centrală. Eu consider că dacă oamenii care plătesc taraba în fiecare zi și locația în care își spună marfa, nu înțeleg de ce li se ia bani, taxă la toaletă. Li se ia unui cetățean care vine să cumpere sau nu știu. Găsim o modalitate, dar omului care stă acolo, trebuie să meargă de 3-4 ori pe zi la toaletă, ceva ce se duce, plătește, intră, plătește. Nu e corect. Nu mi se pare corect. Și așa nu le oferi condiții în piața centrală, sistem de climatizare și toate cele. Știți cum arată piața noastră. De ce blocăm trotuarele? Hai că înțeleg, de 23, pe 23 aprilie, când e Sfântul Gheorghe, sărbătorim. Dar de ce blocăm trotuarele în timpul anului cu rulote, tarabe improvizate? Oamenii, dacă plătesc în piață tarabe și locația, trebuie să supraviețuiască. Nu trebuie să punem în fața pieței oameni care vin cu aceleași produse și automat, omul, știți cum e românul, în 2018 și nu numai românul, suntem mai comozi, nu mai intru până în piață, iau direct în față. Și nu mi se pare corect de față de oamenii din piață. Vă rog frumos, nu mai blocați trotuarele, trotuarele sunt pentru a fi practicate de către cetățean, nu de a pune tarabe și rulote și alte... alți vânzători ambulanți. Antiderapant pe toate străzile. Mi s-a semnalat pe 1907, săptămâna trecută, de către un cetățean că era patinoar. Și știți foarte bine ce rampă, ce bancă este pe strada 1907. Un lucru foarte important, care tot așa mi s-a dus la cunoștință de către cetățeni, toaletă publică. Domnule, suntem municipiu. Ne mândrim că suntem municipiu, da? Nu avem o toaletă publică în tot acest municipiu. Vi se pare normal ca cineva să meargă în parc cu copilul și să n-aibă unde să meargă la o toaletă cu copilul sau persoana care îl însoțește la piață? Să nu avem o toaletă publică. Dar știm, dacă intrăm în piață, trebuie să dea 50 de bani sau un leu să plătească. Aia știu să o facem, dar ca să facem o toaletă publică, să ne mândrim și noi că suntem municipiu, nu am făcut. Eu vă mulțumesc. Astea au fost problemele care le-am adus în luna ianuarie, la cunoștință. Mergem mai departe, doamna Rusu. Da. După cum știm cu toții, la liceul tehnologic există clase cu program sportiv. De la gimnaziu, clasa a 5-a până la clasa a 12-a. Elevii de la aceste clase cu program sportiv muncesc foarte mult. Participă la cursuri și la antrenamente istovitoare. Până și ghiozdanul pe care îl are cu sine este mai greu la un elev de la clasele sportive decât de la un elev de la un alt profil. De 35 de ani, elevii de la clasele cu program sportiv au constituit o pepinieră pentru echipe de top, le numesc eu așa, la handbal și la fotbal. Nu are rost ca să mai citez acum nume de sportiv pe care i-a dat sportiv, celebri pe care i-a dat liceul, pentru că știe toată lumea. Ca acești elevi care muncesc foarte mult să fie cunoscuți de către antrenorii unor echipe de top, le numesc în continuare, este nevoie ca ei să participe la competiții. Și aici intervine o problemă care a fost luată în discuție în ședința de Consiliu de Administrație din 29 ianuarie. Se percep niște taxe de participare. Trebuie ca să existe un mijloc de transport și acesta să fie plătit. Elevul trebuie să fie echipat corespunzător.
liceu s-a văzut în situația ca să nu mai poată să trimită elevi la aceste competiții. Dacă nu-l vede pe elevul respectiv cât ar fi de talentat un antrenor, talentul acesta se irosește și munca pe care o desfășoară elevul este inutilă. Mă pun în situația unor părinți care au copii talentați la sport și trebuie să-i ducă la un club sportiv la Târgoviște sau la o clasă cu program sportiv la Târgoviște sau în altă parte. Deci trebuie să plătească transport, gazdă, întreținerea copilului, când la liceul tehnologic există cămin, iar prețurile practicate pentru elevi sunt modice. Problema este însă de bani. Există și o problemă de comunicare, dar acesta este un punct de vedere personal. Și de aceea am următoarea propunere. Să se organizeze o întrevedere, așa o numesc eu, la care să participe conducerea liceului, de la liceului tehnologic, profesori, antrenori, care cunosc foarte bine aceste probleme spinoase ale competițiilor sportive, un contabil, pentru că este nevoie de bani, și nu în ultimul rând, poate în primul rând, dumneavoastră, domnule primar, ca factor decident. Haideți să-i ajutăm pe acești copii, mai ales că pregătim bugetul pentru 2018, pentru că dacă noi le tăiem acum aripile, ei nu se vor mai afirma niciodată. Dacă tăiem aripile unui copil, asta înseamnă cădere și niciodată nu va însemna zbor. Și este păcat, spun eu. Această tradiție de 35 de ani trebuie menținută. Nu trebuie să renunțăm la ea. Doamna director, în ședința din 29 ianuarie, m-a promis că va înainta către primărie o documentație privind această situație care s-a ivit cu competițiile sportive. Atât am avut de spus. Mergem mai departe, domnul Sirica. În primul rând vreau să spun, cum a spus și colegul meu, Nicu Răboaia, cred că este a șasta sau a șapta oară când se spune în ședințe toaleta publică care trebuie imperativ creată în parcul central. În toate punctele de vedere. A doua la mână. Domnul primar, v-am adus niște documente cu toate străzile din municipiul Moreni care necesită intervenție. Vi le-am predat în luna decembrie, nu mi-ați dat niciun răspuns. Deci toate străzile, încă o dată mă repet, cu probleme din municipiul Moreni. Acum pot să zic de trei străzi care iară este imperativă intervenția imediată, e vorba de Teiș, e vorba de strada Uranius, din Schela Mare și de strada Sondelor. Am adus la cunoștință pe strada grădinilor 4-5 familii, nu au apă potabilă, nu au gaze, nu au curent tras, deci iluminat, stradat, canalizat, plus drumul respectiv. De la părinții am primit că anumite școli, ca școala numărul 1 și anumite grădinițe, nu prea doresc să primească copiii din Schela Mare. Pe diferite motive. Cu toate că întotdeauna la copiii din Schela Mare, profesorii din Moreni de la școala 1 și de la grădinițe se poartă mai altfel, nu știu de ce. Probabil ne crede că noi trăim în copaci acolo și Moreni se trăiește pe jos. Ultima întrebare care vreau să vă spun, și cum nu am nevoie să-mi dați răspunsul, că niciodată nu o să-l dați dumneavoastră. Am întrebat și el trei consilieri de la dumneavoastră, de la PSD. Trei oameni în vârstă care, cu tot respectul, indiferent ce consideră dumneavoastră. De 2 ani de zile nu s-a făcut nimic în acest municipiu. În continuare nu se face nimic. Întrebare. Dumneavoastră, când mergeți pe stradă, oare niciun morenar nu vă întreabă? Doar ce aveți de gând?
să venim aici în Consiliu să stăm la ce? Să văd mai proiectele venite din partea domnului primar, acum să creează bugetul. Anul viitor, un primar, alături de consilierii lui, trebuie să stea de vorbă, indiferent că sunt din opoziție, indiferent că sunt de la putere, să stea de vorbă, să găsească soluții ca să poți să cuprinzi cât mai mult din bugetul respectiv. Să mergem peste domnul președinte al Consiliului Județean, să vă ajutăm, cum a spus. Nu să spuneți mie să aduc eu sponsori. Dacă eram primar, aduceam sponsori, nu era o problemă. Irlande respective, trebuia domnul coleg să spui pe față. Hai să punem peste tot, că așa trebuie. Toți copiii din municipiul Moreni trebuie să bucure de acest lucru. Nu numai în Moreni. Copilul meu din Schela Mare, ca să vină până în Moreni, 2,50 cu 2,50 și 5 lei. Ca să joace cu moșul respectiv, să facă și fotografii. Câți copii sunt în Schela Mare? O grămadă. A cerut mult, dar Irlande nu s-a pus. E numai acolo, în Schela Mare și pe 22 decembrie, Ile Caragiale, peste tot. Sunt copii, domnule, sunt copii în primul rând. Acum tot o să vină domnul referent stângă cu anumite chestii de cultură de ale dumnealui, de alea supraevaluate. Să vină acum, să bage, dar acum să aprobăm. Să nu mai fie problemă atunci, iarna, iară să ne certăm. Că se pune acolo, că se pune acolo, că se pune în altă parte. Și nu mi-ați dat răspunsul, domnul consilier. Și trebuie, nu mi-ați dat răspunsul. Deci mie nu-mi convine să vin aici și să văd că pe domnul primar, că domnul primar vorbește, domnul primar ne ceartă, domnul primar nu știu ce mai face. Domnul primar, de-aia sunt consilier, de-aia mare lumea consilier, ca să vin în ședința respectivă, dumneata să te consiliezi cu mine. Să vorbim, să discutăm, să comunicăm. Dacă avem orgolii, dacă ne credem mai superiori și așa mai departe, spuneți-ne, noi plecăm și rămâneți decât dumneavoastră. Într-o ședință de consiliu, unde sunt 19 consilieri, fiecare vine cu câte o idee, nu? Acum vine bugetul. Bugetul iar o să faceți dumneavoastră că am trecut și iar o să treacă, pentru că aveți majoritate. Noi, cei de la PNL, cu ce venim noi? Cu orice inițiativă sau cu orice, să zicem, un început de proiect. Sau vă aducem argumente de peste tot. Din tot municipiul Moreni, dumneavoastră vă supărați și sunteți dușmănoși pe mine și pe colegii mei, că vă aducem adevărul, că ne spune oamenii, ne transmite oamenii pe diferite căi, pe Facebook, pe telefon, personal, că mergem pe jos și întrebăm oamenii. Pentru asta nu trebuie să aveți ură și dușmănie pe noi, că vă aducem chestiile astea, că bă, aia face un consilier. Și în al doilea rând știu că sunt angajații primăriei care ar trebui să vă aducă la cunoștință chestiile astea. Că mai devreme s-a mărit salariul domnului director Iacobescu de la PSM, mai devreme s-a mărit salariul celor trei personaje din administrația PSM-ului, care nu i-am văzut activitatea lor, eu nu am văzut-o. Nu i-am văzut pe stradă, nu i-am văzut nimic. Da, pe domn director pot să recunosc că l-am văzut, aș fi prea nesimțit și măcar să mă recunosc chestia respectivă. Dar dumneavoastră tot timpul, dușmănie, 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 dușmănie. Păi dom'le, dacă facem parte de la PNL, așa mare noi să facem parte de la PNL, mergem cu partidul nostru, da? Venim și noi cu proiectele noastre, venim cu inițiativele noastre. Am venit la 3 luni de zile cu o inițiativă. Păi cum să treacă inițiativa lui Sipică, care de-abia are mandat de 3 luni? Care noi suntem de 3, 4, 5 mandate și nu avem o inițiativă aici. Și inițiativa era doamna secretară, că mi-a spus-o, faceți-o pe semnături și pe urmă ce mi s-a dat. Ați venit cu aberații că are lumea cumpărată. Păi duceți-vă acolo să vedeți în cartele respective cum trăim, în ce condiții trăim. Și strigăm. De ce strigăm? Că să duce de-aia cu blocurile alea, pică pe noi, pe copiii noștri. Ne milosim propriile dejecții umane. Plătim chirie din 94. Dacă plătim chirie din 94, luați contractele să vedeți ce scrie. 4 clauze care stipulează la primărie ce să facă primăria, da? Exteriorul, acoperișurile, fațada și interiorul blocului, plus grupurile sanitare. Toate grupurile sanitare din TEI și Ile Caragiale și Puscov sunt înfundate. A venit aia cu canalizarea, a băgat canalizarea, acum s-a făcut crater. A venit cu apa, la fel, s-a făcut crater. Îi spun domnul viceprimar, la vă cătrește și dumneavoastră, nu l-am văzut până acum. Domnul viceprimar, ai spus că vii, domne. Că vine domnul Chirănoiu cu vitanjea să tragi din butoi de... De ce nici îi dă apă să tragi cu vitanjea? Mă închid cu stânga, eu n-am mai uitat așa ceva. Deci domnul Chirănoiu, directorul de la compania de apă, vine cu vitanja să tragă 10 litri dintr-un buturoi. Anul trecut apa s-a infiltrat acolo. De ce se infiltrează? Pentru că e sub nivelul drumului. Mațințelțele trebuie ridicate.
a înghețat apometru și ne-a pus să plătim de căciulă 3 milioane și jumătate de familie. Acum, de 4 luni de zile, i-a anunțat directorul companiei de apă, care spărtură pe linia lui și n-a venit. Dar la noi imediat a venit să ne ia bani. De ce numai la noi? La oameni? Cum e vorba de oameni, gata, le dăm în cap. Cum e vorba de societățile care trebuie să răspundă? Nu. Exact și canalizările, butonaie de canalizări la fel. Refulează și toate celelalte. Dejecții, deci nu se mai poate trăi acolo. Vine acum primăvara, nu mai poți să mai respiri acolo. Domnul vechi primar, te-am dus cu mașina acolo, domne. Spune, domnule, adevărul, miroase sau nu miroase? Putem să mai creștem cu copiii în condițiile respective? Dumneatale, ți-ar conveni ca copiii dumneatale să trăiască în condițiile alea de acolo? Ce-am cerut, domnule, niște bascule de pământ și de piatră? Cât costă asta? Miliarde de lei? Trei blocuri care a plecat pe spate. Să vede crăpăturile, domn primar. Veniți la fața lucrurilor, că nu face nimeni absolut nimica. Vă garantez că nimeni nu zice absolut nimica. S-a dus crăpăturile până sus pe colț. S-a lăsat blocul pe spate. Dacă nu punem acum picioare de susținere pe spatele blocului, se duce dreptul, pică blocul. Unde ne mutați? Că nu mai avem unde, nu s-a mai construit blocuri. Facem corturi de alea din armată? Să ne mutăm pe câmp? Avem și noi copii, avem și noi familii. Nu suntem nesimțiți. Mi-am făcut veceu cum trebuie, din toate punctele de vedere. Dar trebuie să schimb toată coloana aia la bloc. Sunt oameni săraci acolo, n-are de unde să facă chestia asta. Apa la fel, a spus-o că veniți și băgați apometrele pe scara blocului. I-am cerut la domnul vice primar o saltea, domne, ca să putem să izolăm și noi și niște fitingări ca să facem acolo un ventil de scurgere. Că am pus noi bani, am făcut instalația, dar tot noi am pus bani. Și vine ăsta chiră noi și ne ia bani. Dar el n-a contribuit cu nimica. E corectă treaba asta. Și știți câte se întâmplă acolo și cu canalizarea, că mulți nu vrea să dea drumul la oameni să bagi în canalizări și așa mai departe. Dacă spun chestiile astea, sunt adevărul. Să vede. Și dumneavoastră purtați dușmănie pe mine, vă purtați cu mine ca cu ultimul om. Nu se poate așa ceva, totul are o limită. Dacă aveți ceva să-mi spuneți, putem foarte frumos ieși, avem un dialog civilizat și cu asta basta. Eu nu vreau răul la nimeni. Asta consideru ca consilier, virgulă, că trebuie să vin să vă aduc toate argumentele. Că mă duc și în Mica Italia, oamenii din Mica Italia au zis, ia cerut-o, mă topumpă, o aveți, să tragă și apa din subsolul. Și nu s-a tras până acum. Niște var, ca să dea și cu var niște ciment, un pic de nisip, un pic de dezinfectant și dezinfectant, ca să nu mai fie muște țânțari la vară. Iluminat un pic acolo la blocuri, că nu vede oamenii când vine de la serviciu, un pic de verduleț, două bănci, cum s-a pus pe bulevardul Petrolului. Păi să vede contrastul extraordinar dintre bulevardul Petrolului, Saturn și Jupiter, ce străzi mai sunt alea din partea stângă, unde totul este asfaltat, iluminat, perfect, din toate punctele de vedere, și Mica Italie, care Mica Italie e lăsată din toate punctele de vedere varză. O luăm pormă pe asociații de locatari, că asociații trebuie să pună. Dar v-am mai spus, când pe cei de la PSM se ducea și dădea cu motocositoarea, atunci nu trebuie administratul de la asociația respectivă să cumpere motocositoare să facă treaba asta? Cine și eu sponsorizare de la noi, de la Consiliul Local, să-i ajutăm, trebuie să găsim o modalitate să-i ajutăm. Să le facem și lor pe zonele respective, sunt 3-4 cartiere care cere imperativ, cere cât un părculeț de copii. De ce? Pentru că cel din Moren este suprapopulat, sunt 6 leagăne, poate morenarii sunt... Copiii mortarilor sunt 3.000, n-are unde să dea acolo și cu ăla de la blocul. Deci eu tot ce am adus tot timpul, m-am dus și am vorbit cu oamenii, le-am făcut ceva rău, n-am venit să-ți dau dumneatare în cap sau domnul viceprimar sau alte chestii. Domnul viceprimar, vorbesc astăzi, să rezolvăm mâine. Păi mâine, ce trece mâine. Doamnele de la asistența socială, de 3 luni de zile am vorbit cu domnul viceprimar, trimite-le, domnule, o femeie ține rumânarea sus, da? E aproape de moarte. Și o femeie a luat-o săracă, mă întreba în ce an suntem și în ce zi. Și nu vă spun cum are în casă, folosește gazele și este dusă femeia respectivă. Mai este și vecină cu mine de palier și de perete. Oricând mă trezesc în aia. Așa ne dușmănim, așa, pentru ce să ne dușmănim? Și de-abia venim după 3:30, domnul primar. Doamne de la asistența socială. Mulți oameni care spune că le vorbește urât. A fost doamna respectivă care bărbatul să face morfină pentru ajutorul social, da? Întrebați-o pe doamna, să vină doamna respectivă să vedeți ce urât a vorbit. Nu se poate așa ceva, că sunt angajate pentru cetățean. Ia bani pentru așa ceva.
Nu stă ca unii în frig, în ploaie, în ger. Dacă am arătat chestia de la mine, de la servici, aproape de pauza de masă, imediat s-a ajuns la șefii mei de la servici, am arătat o îndibuire cu o firmă care lucrează sub nivelul firmelor din Morei, care respectă contractul, care respectă, dă și garanția lucrării și care o termină mult mai repede decât alte firme care s-au lucrat până acum în Moreni. Și suntem 3 sferturi din Moreni angajați, 1 sfert din comunele limitrofe. Am greșit spunând ce este asta, am greșit arătând cum să face o gabionare pe o parte și pe alta și să termina podul ăla din Cuscov, unde 25 de familii stă de 2 ani de zile sechestrate, că ăsta e cuvântul. Eu dacă încolo nu o să mai vorbesc, domnul primar, în ședință. Pe cuvântul n-am să mai vorbesc, că n-are sens. Eu văd că aveți așa o dușmănie, în loc să colaborăm, în loc să toți și consilierii de la PSD și consilierii de la PNL, să stăm de vorbă, vine acum bugetul, măi, oameni buni, mai unde ne ducem și noi? Unde investim? Care sunt prioritățile? Care sunt cartele cele mai defăimate din toate punctele de vedere? În sensul bun al cuvântului, adică că necesită urgență acolo. Eu n-am zis niciodată să nu se mărească salariul la personalul din administrație, din deconcentrate, n-am zis niciodată să nu se facă scăzăminte la fiscale. Sunt de acord cu toate chestiile astea. Dar dacă am întrebat de firma respectivă, n-am întrebat, nu știu a cui e firma, eu m-am pe cuvântul meu, dacă știu cine e patron. Am întrebat de bun simț. Și mi-am văzut de treaba, adică mi se pare normal, băi, cine e patronul respectiv, câți angajați are și asta e tot. Domnul Ivan, domnul Sărcea, dacă vă convine, cu tot respect, dumneavoastră, domnul Ivan, cu tot respect, dumneavoastră, când i-a spus domnului primar să vă facă acolo la profi, deci de câte a spus, a doua zi a început lucrarea, domnul Ivan, nu se poate așa. Deci nu se poate așa. Scurtăm discursul și oamenii le spun. Domnule primar, aș dori să-mi dați mie câteva detalii despre Bulevardul Petrolului. Dacă se va relua activitatea cu acestea, deja primul strat de asfalt care s-a turnat, mai ales în zona vulilor de canalizare, deja au început să degradeze. Dacă cumva am acesta aveți... Și revin la o altă problemă care am mai spus-o. Centrala a fost o centrală termică în spatele școlii numărul 4. Este, în primul rând, este un focar de infecție și nu este nici la 50 de metri de școală. Ar trebui să prevenim acolo, fiindcă este foarte periculos. Deja primul a început să-și facă, să punească acea zonă, mă gândesc. Dacă e totuși noaptea pe acolo, este o problemă. Da, atât, mulțumesc mult. Să rămână, doamnelor, bună seara, doamnelor. Domnul Roșu? Da. Domnului, ok. Data viitoare o să vă rog să vă înscrieți de la început toată lumea. Am vorbit între timp. Ok, ok. Da, țin să vă mulțumesc că ați rămas până acum. Vreau să ridic domnului primar două probleme din legislatura trecută, sau chiar 3. De ce nu se aplică regulamentul de creștere a animalelor de companie aprobat în legislatura trecută, în care se prevedea clar persoanele care doresc să-și păstreze animalul pentru muntă să plătească 100 de lei primăriei Morini, iar ceilalți să se înscrie în programul de ziceți, termenul nepoliticos este castrare, de sterilizare. Unul la mână. Al doilea. Am votat foarte mari probleme în legislatura trecută și ne-am dat acordul să funcționeze magazinul de la profi. Din câte mi-aduc eu aminte, nu știu, sper să nu greșesc, unul din spațiile de acolo aparține primăriei Morei. De 2 ani de zile stă nefolosit. Motivul. Pentru că am pierdut niște bani. Se puteau
puteam să cedăm spațiul respectiv, să cedăm, să încheiem un contract cu cei care au deschis sau de Zumba sau eu știu ceva în domeniul sportiv și primăria mai încasa niște bani de acolo. Și ținând cont că sunteți viceprimar, a fost viceprimar înainte de a deveni primar, de ce s-a optat pentru reamenajarea sau, mă rog, rezolvarea problemei pe Tisa cu strada, adică asfaltarea străzii, modernizarea ei, în defavoarea 22 decembrie fiind rută principală? Am rămas neplăcut surprins când la întrebarea colegului meu de la proiectul 2 privind aprobarea planului de ocupare a funcțiilor publice a spus că scrie în proiect. Eu nu știu ce scrie. Aș fi vrut să știu ce viziune aveți în legătură cu angajarea sau la ce se referă acest proiect 2 privind aprobarea planului de ocupare a funcțiilor publice din aparatul de specialitate a primarului municipiului Mureș. Pe de o parte. Pe de altă parte, cum spune românul, am venit vacă pe bou. Nu știu în acest moment cât va fi valoarea contractului semnat de primăria municipiului Mureș cu casa de avocatură. Am mai trecut prin asta și eu și sunt sigur că va fi 2400 sau poate chiar 2500, cum a zis domnul Ivan. Aș dori de asemenea să întreb cu doamna secretar. Dacă s-a modificat ordonanța emisă în anul 2015 sau 2016, cât a fost dată de fostul guvern Cioloș, în legătură cu stabilirea chiriei pentru locuitorii, pentru chiriașii ANL. În acel moment au fost anumiți coeficienți. Am înțeles că acum s-au modificat acești coeficienți. Ok. Când s-a luat această decizie și dacă prin decizia respectivă sau prin hotărârea respectivă s-a modificat și momentul în care se stabilește. Pentru că în ordonanța aceea se spunea clar. Cuantumul chiriei pentru anul următor se stabilește la valoarea euro din ziua de 31 octombrie. Și aia însemna? Ok, mulțumesc. Dacă 7 ianuarie. Aveți asta. Pe 7 ianuarie anul ăsta a fost ordonanța de modificare. Ordonanța de modificare a coeficienții. Cu coeficienții, dar și data, ăla e cu data care și eu m-am contrazis, aia a picat. Dar la vedeți dumneavoastră, așa s-a întâmplat și acum 2 ani de zile când am pierdut trendul. Pentru că dacă primăria se mișca repede, nu mai treceam prin ce am trecut și se rezolva și înainte. Ok. Am înțeles că firma ne-a reprezentat în instanță în 61 de procese. 31 mai au termene, dar aș dori să știu dacă celelalte, sau din celelalte 31 câte am pierdut și din vina cui. Atât avem cât avem aparat juridic și lucrurile ar trebui să fie clare. Iar pe de altă parte, aș dori să întreb pe domnul primator, dacă dumneavoastră puteți să-mi spuneți, aș dori să mă scriu și eu într-o audiență la doamna deputat. Și nu există un program ca să știu când să vin. Atât, atât. Și dacă se poate să răspundeți virtual, nu îl fugitive. Dar mi-am notat că pe interviurile dumneavoastră le voi analiza și veți primi. Nu, domnul primar. Aici ședința este filmată. Deci, tinere, filmează aici, că avem o mare problemă. Dumneavoastră trebuie să răspundeți la interpelările voastre, că nu sunteți Dragnea și Ion. Nu mă respectă regulamentul de funcționare. Păi să respectăm regulamentul local, că să nu avem ce să facem asemenea interpelări în Consiliul Local. Cum adică? Domnul Dragnea răspunde și vă răspunde acum, solicitați și poate după... Păi și când, domnul, când în 2050, domnul Dinu, nu veniți dumneavoastră să-i luați apărarea, să răspundă dacă are curaj. Vă rog frumos să vorbiți. Domnul Vedinu, am vorbit. Am venit de fiecare dată, mi s-a răspuns, o să vă dau răspuns în script. Să mi se dea răspuns acum. Cine vrea să se ridice că are probleme acasă, să plece. Domnul... Da, doamnă, dragă. Conform regulamentului, okay. Articolul 53, alineatul 4, persoanele care asistă la ședințele publice, okay. Cum este cazul dumneavoastră, invitate sau din propria inițiativă, trebuie să respecte prezentul regulament. Iar conform articolului 52, capitolul... Ia, luminați-mă, ia. Capitolul participarea publicului, așa? Alineatul 4, punctele de vedere exprimate în cadrul ședințelor publice... Nu sunt puncte de vedere. Sunt solicitări, interpelări... Au valoare de recomandare. Bun. Ok, și ce, eu ce te recomand eu, domnului primar? Că eu l-am întrebat să ne răspundă. Sunt problemele municipiului. Să ne spună acum de ce nu folosim, domnul primar, de ce nu folosim, de ce nu folosim... nivelul de la profi care ni se cuvine. Răspuns. Aveți? Domnul Roșu. N-aveți. Domnul Roșu. Ok? De ce
ați optat împreună cu domnul Goran pentru rezolvarea problemei Fătița și nu 22 decembrie. Aveți? N-aveți. De ce? De ce nu aplicați regulamentul de creștere a animalelor de companie? Aveți? Aveți? N-aveți, domnule, sunteți incapabili. Avea dreptate domnul Stani. Pentru că puteți, de fapt, așa este. Da. Și dumneavoastră, domnul, superioritatea dumneavoastră, de il macho, madre, mare, grande, sunteți un pericol del mondo dumneavoastră. Domnul Ivan, ce să spun, domnul Dinu, niște traseiști sunteți toți. Măi, eu sunt de evul mediu, tot la istoria. Evul mediu, eu sunteți dumneavoastră, de ce poți zi. Mai dați dialogul. Două minute, doar. Având în vedere cum s-a desfășurat ședința din seara asta, vreau să vă rog două lucruri, da? În ședința de data viitoare, poliția locală să prezintă un raport de activitate, pentru că i-am văzut foarte crispați când a fost nevoie să intervină. Și vreau să, eu personal, vreau să știu ce activități au desfășurat anul trecut, da? Și doi, să asigurați prezența suplimentară a trupelor de jandari la ședințele de Consiliul Local pentru a aplica, pentru a se respecta legea și ordinea, da? Și regulamentul de funcționare a Consiliului Local, da? În plus, vreau să vă rog ca de data viitoare să limităm intervenția la punctul divers a fiecărui consilier local, atenție, da? Cei care au dreptul să intervină la maxim 5 minute, da? Nu putem să vorbim fiecare cât dorim. Și în Parlament este tot așa, este un timer și... Păi nu, serios, dar acum dacă povestim tot ce am visat în ultima lună de zile, nu se poate. Președinte, poate să o facă de la ce? Haideți să respectăm regulamentul de organizare, că l-am votat, dar l-am anunțat două ședințe sau nu știu cât. Deci vă rog, țin ca poliția să vă dea șerabă. N-au fost decât 4 minute, să știți. Nu, dar nu este, deci nu mai poate scrie la cuvânt și la diverse și noi. Poți să spuneți. Da, la atât vreau să revin asupra proiectului nouă. Să vă spun că să cel care a semnat contractul de asistență juridică și care va, nu, care va, în care va fi trecută o sumă, să vă știți o infracțiune. Pentru că orice ban, orice sumă cheltuită din bugetul local trebuie aprobată de Consiliul Local. Corect. Noi nu avem sumă aprobată de Consiliul Local. Atunci acest contract este, este neoneros, în momentul, așa cum a fost el formulat și aprobat de către noi. În momentul în care venim și îi achităm și o sumă, el devine oneros. O sumă nu a fost aprobată către Consiliul Local. Nu puteți semna. Nu. Contract, orice contract... N-am aprobat contract. Orice contract prevede un preț. Nu, da. Eu sunt atat pe cel care... pe cel care semnează contractul. Respectați regulile, domnule. De asistență, pentru că nu avem sumă aprobată de Consiliul Local. Este o precizare corectă, legală, ceea ce vă spun eu. Este... Așa ceva. Domnul Pavel, vă rog frumos, ascultați explicația ca să înțelegeți. Domnul Pavel, nu mă interupeți dacă vorbește cineva. Da, cerem demisia tovarășului primar. O lase jos, o aprobăm. Și a domnului Ivan, care nu respectă nici de regulament, respectă instituția care o respectă, mai ajungea degeaba să vină peste el. Da? Ședința nu s-a încheiat, haideți totuși. Păi dacă nu suntem respectați, cum să rămâne la o ședință în care nu suntem respectați? Nu se poate, adică am primit răspuns de la domnul primar? Păi am primit vreun răspuns, am pus 1000 întrebări. Păi cum să-mi răspundă, că n-are ce răspuns să-mi dea? Că n-a face nimic, că vreau zile decât ea să... Domnul Răbaie, a dat cineva cuvântul, vă rog. La revedere, o seară frumoasă vă doresc, doamnelor. Gata, declar ce ți-a găsit.